Bună dimineața din nou, dragii mei! Am revenit de data aceasta cu un invitat special. Bineînțeles, toți sunt invitați speciali, doar că la fiecare aproximativ 20 de minute aducem un alt invitat care să ne vorbească despre experiența lui, care să ne vorbească despre ce înseamnă să fii antreprenor, manager sau profesionist. De aceea l-am invitat pe Dan Bertean, care este managing partner la Ecuatorial. Și o să-l rog să ne povestească foarte pe scurt despre experiența lui ca antreprenor. Bună dimineața tuturor! Experiența mea ca antreprenor începe undeva prin 2009, când am fost invitat de partenerul american pentru care lucram la momentul ăla să primesc, dacă vrei, o poziție minoritară în companie, ca măsură așa a modului în care m-am implicat în business și așa mai departe. Deci cumva a fost o metodă de a-mi recompensa preocuparea pentru business și loialitatea. N-am simțit eu foarte bine atunci ce înseamnă să fii antreprenor, pentru că știi, când ai o poziție minoritară și mai devreme sau mai târziu, dacă se întâmplă ceva rău, cineva garantează, nu prea e. Adică asta cu spiritul antreprenorial, așa, când nu ai casa gaj, nu prea există. Dar din 2012 am decis să cumpăr eu business-ul din România. Așa că după ce am făcut lucrul ăsta de pe la mijlocul lui 2012, pot să spun că simt într-adevăr ce înseamnă antreprenoriatul pe bune, în care acum eu sunt plasă de siguranță pentru cele două partenere ale mele din business. Așa că, din punctul ăsta de vedere, se schimbă perspectiva. Chiar dacă eu am avut șansa ca în ultimii 15 ani să fac cam ce mă taie capul prin România, fiindcă am primit puterea deplină să iau decizii, să fac lucruri, atunci când, așa cum se spune, ești pe banii tăi și responsabilitatea e la tine, se schimbă un pic regulile jocului, știi? E adevărat că este o experiență cu totul și cu totul diferită atunci când ești pe banii tăi și Da. trebuie să fii cel care susții angajații sau care susții compania față de situațiile în care tu ești angajat și mergi la serviciu și zici, e, mai sunt 3 ore și plec acasă, s-a terminat programul. Da, chiar dacă nu spui așa, chiar dacă ești dedicat, că sunt mulți oameni care chiar pun suflet și se duc cu plăcere fără să uite la ceas neapărat, dar e vorba despre responsabilitatea aia de la final de lună, când știi că trebuie să plătești salarii. Este presiunea aia când știi că dacă business-ul nu merge, mai devreme sau mai târziu banca la tine vine să te întrebe de ce se întâmplă, cum se întâmplă, știi, lucruri de genul ăsta. Presiune pe care nu o simți decât atunci când ești, așa cum ziceai, pe banii tăi, știi? Ce putem face în situațiile în care suntem antreprenori și ne dorim să avem cei mai buni angajați? Toată lumea și dorește, dar ce facem ca să-i și avem și să fie și motivați și să fie împliniți angajații respectivi, să simtă că aparțin brandului respectiv și nu caut în următoarea lună un alt loc de muncă să scap de asta că nu-l mai suport. Cam asta e expresia Ok. care vine din mediul angajaților și cu siguranță o cunoști. Da, absolut. Despre subiectul ăsta cred că stăm de vorbă până mâine și nu l'epuizăm, fiindcă au fost scrise sute mii de cărți despre subiect. Eu am să mă refer la ce fac eu, fiindcă e ceva ce am învățat citind și experimentând în companiile în care am lucrat. Eu fac trei lucruri, în esență, ca să încerc să mă asigur că cei care lucrează cu mine se simt împliniți, sunt motivați și vin cu plăcere la serviciu. În primul rând că mă asigur că au puterea de a decide și de a face alegeri. Adică la noi în companie, de exemplu, în compania mea, nu avem program. Oamenii, dacă au probleme personale, doar își trec în calendar că au o oră, 2 ore, 3 ore sau nu știu cât timp probleme personale și nu-i întreabă nimeni unde se duc, de ce se duc, ce fac și așa mai departe. Oamenii nu prea sunt controlați, adică ne întâlnim și vorbim despre rezultate,
dar nu vorbim despre cum au fost atinse. Adică au libertatea de a-și face singur programul, de a-și stabili singur ce au de făcut și așa mai departe. Rezultatul e ceea ce ne interesează. Și cum, ca să fiu cârcotaș, acum, cum rezolv problema cu ITM-ul, ca să zic așa, pentru că atunci când iese un angajat din companie, are nevoie de tot felul de învoiri, bilețele de voie, hârtiuțe peste hârtiuțe. Cum rezolv problema asta dacă zici că angajatul își notează în calendar, pleacă și... La revedere! Da, eu cred, sincer, că asta cu ITM-ul este o formă de a ne ascunde în spatele problemei reale, care este nevoia noastră de a controla lucrurile. Adică, nu, esența managementului este să comanzi și să controlezi că se întâmplă. Eu încerc să scap de asta și să mă lupt cu demonii ăștia, fiindcă o bună bucată de timp și am avut nevoie cumva sau îmi doream să aflu ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce se întâmplă cu oamenii care lucrează și cu mine. Și cum te-ai vindecat? Cred că am, știi, o metodă așa în care îți muști mâna când vrei să întrebi ce faci acolo. Vezi, e despre cumva, despre decodificarea asta în propria mea regulă, fiindcă pe mine m-ar fi enervat și demotivat teribil să-mi sufle cineva în ceafă. Și atunci încerc să nu fac tipul ăsta de greșeală și încerc să aflu de la oamenii care lucrează cu mine ce le trebuie. Pentru că, uite, să-ți dau un exemplu, de vreo 3 săptămâni avem o colegă nouă care este foarte tânără. E cea mai tânără la momentul ăsta, are 24 de ani. Are un entuziasm pe care noi ăștia mai bătrâni l-am pierdut. Are o dorință de a face și are idei și vine și, știi, provoacă status quo, adică se întreabă, dar de ce facem noi asta așa? Hai să o facem altfel și așa mai departe. Ea am observat că are nevoie mult mai mult de îndrumare. Bună dimineața din nou, dragii mei! Am revenit de data aceasta cu un invitat special. Bineînțeles, toți sunt invitați speciali, doar că la fiecare aproximativ 20 de minute aducem un alt invitat care să ne vorbească despre experiența lui, care să ne vorbească despre ce înseamnă să fii antreprenor, manager sau profesionist. De aceea l-am invitat pe Dan Bertean, care este managing partner la Ecuatorial. Și o să-l rog să ne povestească foarte pe scurt despre experiența lui ca antreprenor. Bună dimineața tuturor! Experiența mea ca antreprenor începe undeva prin 2009, când am fost invitat de partenerul american pentru care lucram la momentul ăla să primesc, dacă vrei, o poziție minoritară în companie, cam ca măsură așa a modului în care m-am implicat în business și așa mai departe. Deci cumva a fost o metodă de a-mi recompensa preocuparea pentru business și loialitatea. N-am simțit eu foarte bine atunci ce înseamnă să fii antreprenor, pentru că știi, când ai o poziție minoritară și mai devreme sau mai târziu, dacă se întâmplă ceva rău, cineva garantează, nu prea e. Adică asta cu spiritul antreprenorial, așa, când nu ai casa gaj, nu prea există. Dar din 2012 am decis să cumpăr eu business-ul din România. Așa că după ce am făcut lucrul ăsta, de pe la mijlocul 2012, pot să spun că simt într-adevăr ce înseamnă antreprenoriatul pe bune, în care acum eu sunt plasă de siguranță pentru cele două partenere ale mele din business. Așa că, din punctul ăsta de vedere, se schimbă perspectiva. Chiar dacă eu am avut șansa ca în ultimii 15 ani să fac cam ce mă taie capul prin România, fiindcă am primit puterea deplină să iau decizii, să fac lucruri, atunci când, așa cum se spune, ești pe banii tăi și responsabilitatea e la tine, se schimbă un pic regulile jocului, știi? E adevărat că este o experiență cu totul și cu totul diferit atunci când ești pe banii tăi, da, și trebuie să fii cel care susții
angajații sau care susții compania față de situațiile în care tu ești angajat și mergi la serviciu și zici, mai sunt 3 ore și plec acasă, s-a terminat programul. Da, chiar dacă nu spui așa și chiar dacă ești dedicat, că sunt mulți oameni care chiar pun suflet și se duc cu plăcere fără să uite la ceas neapărat, dar e vorba despre responsabilitatea aia de la final de lună când știi că trebuie să plătești salarii. Este presiunea aia când știi că dacă business-ul nu merge mai devreme sau mai târziu, banca la tine vine să te întrebe de ce se întâmplă, cum se întâmplă. Știi, lucruri de genul ăsta. Presiune pe care nu o simți decât atunci când ești, așa cum ziceai, pe banii tăi, știi? Ce putem face în situațiile în care suntem antreprenori și ne dorim să avem cei mai buni angajați? Toată lumea și dorește, dar ce facem ca să-i și avem? Și să fie și motivați și să fie împliniți angajații respectivi, să simtă că aparțin brandului respectiv și nu caut în următoarea lună un alt loc de muncă să scap de ăsta că nu-l mai suport. Cam asta e expresia care vine din mediul angajaților și cu siguranță o cunoști. Da, absolut. Despre subiectul ăsta cred că stăm de vorbă până mâine și nu le puizăm, fiindcă au fost scrise sute mii de cărți despre subiect. Eu am să mă refer la ce fac eu, fiindcă e ceva ce am învățat citind și experimentând în companiile în care am lucrat. Eu fac 3 lucruri, în esență, ca să încerc să mă asigur că cei care lucrează cu mine se simt împliniți, sunt motivați și vin cu plăcere la serviciu. În primul rând că mă asigur că au puterea de a decide și de a face alegeri. Adică la noi în companie, de exemplu, în compania mea, nu avem program. Oamenii, dacă au probleme personale, doar își trec în calendar că au o oră, 2 ore, 3 ore sau nu știu cât timp probleme personale și nu întreabă nimeni unde se duc, de ce se duc, ce fac și așa mai departe. Oamenii nu prea sunt controlați, adică ne întâlnim și vorbim despre rezultate, dar nu vorbim despre cum au fost atinse, adică au libertatea de a-și face singur programul, de a-și stabili singur ce au de făcut și așa mai departe. Rezultatul e ceea ce ne interesează. Și cum, ca să fiu cârcotaș acum, cum rezolv problema cu ITM-ul, ca să zic așa, pentru că atunci când iese un angajat din companie are nevoie de tot felul de învoiri, bilețele de voie, hârtiuțe peste hârtiuțe. Cum rezolv problema asta dacă zici că angajatul își notează în calendar, pleacă și la revedere? Da, eu cred, sincer, eu cred că asta cu ITM-ul este o formă de a ne ascunde în spatele problemei reale, care este nevoia noastră de a controla lucrurile. Adică, nu, esența managementului este să comanzi și să controlezi că se întâmplă. Eu încerc să scap de asta și să mă lupt cu demonii ăștia, fiindcă o bună bucată de timp și am avut nevoie cumva sau îmi doream să aflu ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce se întâmplă cu oamenii care lucrează și cu mine. Și cum te-ai vindecat? Cred că am, știi, e o metodă așa în care îți muști mâna când vrei să întrebi ce faci acolo. Vezi, e despre cumva despre decodificarea asta în propria regulă, fiindcă pe mine m-ar fi enervat și demotivat teribil să-mi sufle cineva în ceafă. Și atunci încerc să nu fac tipul ăsta de greșeală și încerc să aflu de la oamenii care lucrează cu mine ce le trebuie. Pentru că, uite, să-ți dau un exemplu, de vreo 3 săptămâni avem o colegă nouă care este foarte tânără. E cea mai tânără la momentul ăsta, are 24 de ani. Are un entuziasm pe care noi ăștia mai bătrâni l-am pierdut. Are o dorință de a face și are idei și vine și știi, provoacă status quo, adică se întreabă, dar de ce facem noi asta așa? Hai să o facem altfel și așa mai departe. Ea am observat că are nevoie mult mai mult de îndrumare sau de a-i se răspunde la întrebări decât un om vechi. Și încerc să mă adaptez și să dau fiecăruia ce-i trebuie. Altfel, eu m-am vindecat, nu știu, n-a fost ușor, recunosc, dar e chestie de timp. Dacă
Ești perseverent în a încerca să te interesezi de doar rezultatul și să nu controlezi viața oamenilor, cred că poți. Și pe mine m-a mai ajutat un lucru. Eu am citit mai de mult două cărți scrise de un CEO al unei companii braziliene, pe care îl cheamă Ricardo Semler. Este un promotor al democrației în job. Și ceea ce cartea care m-a impresionat pe mine așa se cheamă Maverick. Și ce a spus Ricardo acolo în cartea aia, a spus că în management și în corporații îndeopște avem cumva sentimentul ăsta că oamenii trebuie conduși. Uitând că după ce pleacă de la job, aceiași oameni trec singur strada, cresc copii, iau decizii importante, poate câteodată cu implicații mai mari decât cele de la job și așa mai departe. Știi, ne mai vorbim de faptul că votează și generează, nu, viitorul unei nații. Și atunci ideea ar fi, de ce noi simțim nevoia ca la job să-i ducem de mână așa ca pe niște copii, când de fapt nu sunt. Și asta a rămas cu mine așa și cumva a declanșat tipul ăsta de schimbare în care a da autonomie oamenilor e ceva important. E un exemplu foarte bun și ușor de reținut în același timp. Însă, din păcate, sunt foarte multe situații, chiar în rândul antreprenorilor tineri, în care sunt oarecum limitați în direcția aceasta, pentru că nu-și dau seama de cât de important este să lași libertate oamenilor și atunci îi controlează cu un program strict, cu ce faci, de ce pleci, toată lumea trebuie să știe de toată lumea. Dacă X a scos capul din zăpadă precum ghiocelul, toată lumea a sărit pe el. Cum reușim în timp să-i antrenăm, dacă pot să spun așa, pe antreprenorii care încă au acest comportament, chiar dacă sunt tineri antreprenori, dar care au crescut, au venit cu un bagaj din urmă, din păcate. Iar e o întrebare care poate să implice un răspuns foarte larg. Ceea ce noi facem, cei drept, lucrăm mai mult pro bono cu tinerii antreprenori, fiindcă ținta noastră sau ceea ce facem noi la Ecuatorial se adresează îndeopște corporațiilor și multinaționalelor, adică 95% din clienții noștri sunt din spațiul ăsta. Dar ce facem este că lucrăm pro bono pentru tineri antreprenori, așa cum spui, sau pentru studenți care își doresc să devină tineri antreprenori sau aspiră la lucrul ăsta. Și ceea ce facem este, în primul rând, că, apropo de tema discuției noastre, este că îi punem să experimenteze. Fiindcă înainte de a declanșa orice tip de schimbare, orice tip de discuție, e important să conștientizezi că subiectul cu pricina are importanță. Și atunci ceea ce facem este îi punem în situații în care fie simt presiunea modului ăstuia defectuos de a se comporta și văd cât de dificil le este pe propria piele, încercând să construim momente din alea de aha, știi, în care să-mi dau seama că lucrurile pot fi făcute și altfel sau pot fi privite din altă perspectivă. Sau încercăm să-i punem în situații în care să își dea seama și să conștientizeze cât de multe oportunități pot să rateze, știi? Adică este fie dinspre minus, adică ce poți să pierzi, în sensul de, uite, nu se întâmplă așa, ai putea să faci lucrul ăsta altfel, fie dinspre plus, uite ce ai putea să câștigi, știi? Nu funcționează cu toți. Nu funcționează cu toți, evident, fiindcă nu poți să fii de toate pentru toți. Ceea ce cred că este important, sau asta este experiența mea, tinerii antreprenori de care vorbești, sau valul ăsta care vine acum, este eminamente crescut cu internetul, da? Că sunt copii născuți după 90. Sau nu, sunt unii și mai vechi. Ăia nu mai sunt tineri antreprenori, știi? Ăia sunt antreprenori mai experimentați un pic sau, mă rog, cât de cât au încercat. Dar ce vreau să spun este că ei sunt destul de obișnuiți cu colaborarea, cu lucru în comun, cu pusul în comun și așa mai departe. Lucruri care vin din internet, din jocuri video, din elemente de